O categorie specială de probleme din matematică sunt probleme de numărat. Deci, în acest tutorial voi dezbate probleme de numărat. Deci, categorie specială de probleme din matematică sunt probleme de numărare în care se cere a se determina următoarele aspecte. Numărul de elemente ale unor mulțimi finite, numărul de submulțimi ale unei mulțimi finite și numărul de submulțimi cu proprietăți specifice sau speciale ale unor mulțimi finite. Începem cu mulțimi finite ordonate. O mulțime A se numește finită dacă elementele ei se pot numerota, adică A1, A2, A3, A4, puncte, 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 AN. Numărul natural numit, cel notat cu roșu, pentru care mulțimea A are următoarele elemente A1, A2, A3 și așa mai departe până la AN, este numit cardinalul mulțimii sau numărul elementelor sau de elemente din mulțimea respectivă, adică din mulțimea A mare. Și se notează cardinal de A egal cu, în cazul nostru, vom spune un număr, da? Sau, în modul, se scrie mulțimea A mare. Să dăm un caz concret. De exemplu, mulțimea A mare are următoarele elemente. X, Y, Z. Are cardinalul, deci cardinalul de A, este egal cu 3, deoarece sunt 3 elemente în cadrul acestei mulțimi. Dacă aș avea următoarea mulțime, mulțimea B mare are următoarele elemente, 0, 1, 2, 3, 4. Cardinal de B mare este 5, deoarece îl conține și pe 0, înseamnă că este, are elemente sau în ea conține 5 elemente, adică 0, 1, 2, 3 și 4, inclusiv și pe 0 în loc. Locul ocupat de un element al mulțimii A mare, din șirul A1, A2, A3 și așa mai departe AN, se numește rangul elementului. De exemplu, în mulțimea pe care am dat-o mai înainte, X, Y, Z, elementul Z are rangul 3, deoarece se află pe poziția a 3-a. Dacă aveam T, atunci era pe poziția 4, deci rangul era 4. O mulțime finită, mulțimea A mare, se numește ordonată dacă elementele ei sunt dispuse într-o ordine bine determinată, printr-o numerotare a acestora. Să dăm un caz concret. Mulțimea A mare are următoarele elemente, 1, 2 și 3. Se pot ordona în 6 moduri. Iată cum. Primul, calup, 1, 2, 3. Al doilea calup, 1, 3, 2. Cel de-al treilea calup, 2, 1, 3. Apoi, 2, 3, 1. 3, 1, 2. Și în ultimul rând, 3, 2, 1. Aceste noțiuni le vom întâlni și la lecția care ține de permutări, aranjamente și combinări. Acest lucru se redefinește chiar numărul submulțimii ale unei mulțimi finite. Mult succes! Pe curând!